În acest episod avem cele mai scumpe lucruri din lume și acestea sunt scumpe doar de dragul de a fi scumpe. Nou alt scop. Și începem cu un opritor de ușă Aalto care valorează 3000 de euro. În mod normal, un opritor de ușă poate să fie orice, de la un șlap, la un capac, până la degetele cuiva. Dar dacă ai bani și nu ai ce face cu ei, poți să-ți cumperi un opritor de ușă și dacă ești printre acei oameni care înțelege ce este Aalto, o să observi și că este în forma unei vaze Alvar Aalto Savoy. Și acest lucru se întâmplă pentru că acel ciment este turnat, de fapt, într-o vază originală Alvar Aalto Savoy, care costă în sine 3500 de dolari și, evident, trebuie spartă vaza pentru a scoate cimentul din ea. Pentru că nu puteau să toarne cimentul într-o replică, nu ar mai fi costat atât de mult. Mai departe avem tăiței instant. Cu siguranță ați mâncat tăiței instant, dacă nu, spuneți-mi în secțiunea de comentarii cum de nu ați mâncat niciodată o supă instantă. În fine, acea supă costă undeva la maxim 2 lei, însă dacă vrei să iei tăiței de lux, vei găsi la prețul de 200 de lei cutiuța. Această supă instant poartă numele de pot noodle, are un capac pus cu mâna și aurit și desigur vine cu ustensile, nu așa ca la sălbatici, fără nimic într-o pungă. Din fericire, în timp ce este foarte scump, majoritatea banilor luați pe această supă se duc la organizații de caritate, despre care dacă știm un lucru sau două, știm că sunt în marea majoritate a cazurilor bani băgați în buzunare. Un alt lucru foarte scump este un cutter în valoare de aproape 400 de lei. Poartă numele Another Notion of Possibility Box Cutter și este un cutter simplu. Lama este o lamă pe care o poți cumpăra din orice magazin, însă restul instrumentului este din metal acoperit în crom și mai degrabă este un obiect de artă sau folosit când se deschid lucruri foarte, foarte scumpe, cum ar fi ambalajul unei role de hârtie igienică, unde fiecare rolă costă 100 de lei. Această rolă este pentru acei oameni care s-au săturat să se șteargă cu euro la fund sau în România unde nu ai lei și ești obligat să te ștergi cu dolari probabil, dar după cum știm cu toții, noi cei care ne ștergem la fund cu bani, ia mult timp să pui 5 straturi de 100 de euro unul lângă altul ca să te ștergi cum trebuie și bagnotele de 500 de euro, din păcate, nu se mai produc. Așa că acesta este un dar divin. Hârtia igienică la 100 de lei, bucata e chiar economie, ce să mai zicem. Și dacă îl iei angro, e posibil să primești două la preț de una. Mai departe avem gheață, gheață normală pentru băuturi, la 160 de lei. Iar aceste cuburi de gheață nu sunt cuburi, ci sunt cercuri de gheață făcute din apă canadiană purificată. Iar despre aceste cuburi, sfere de fapt, de gheață, se spune că nu-ți diluează băutura, cu siguranță scumpă, ci o răcesc mai uniform chiar. Rucsac de aur la 1500 de euro. Acest rucsac este făcut de Clubul Băieților Miliardari și avem și logo-ul lor peste tot pe rucsac și din păcate există în lume doar 4 asemenea exemplare. Așa că pentru voi restul miliardarilor, cred că rucsacul la 1000 de euro de la Michael Kors va trebui să vă satisfacă. Și la 40.000 de euro am o ofertă specială pentru voi. Cască Bluetooth pentru conversații, nu pentru ascultat muzică, din aur încrustat cu diamante. Probabil cel mai bun cadou pe care poți să-l iei prietenei sau iubitei tale. Și de ce este un cadou potrivit? E bine, gândește-te dacă poartă cercei și lănțișoare. Cât de urât arată o cască neagră, clasică, Bluetooth la urechiușele acelea sensibile. Normal că trebuie să iei una de aur cu diamante. Unde ți-a fost capul până acum? Și nu trebuie să te oprești acolo. Dacă se întâmplă vreodată să capsezi o foaie de hârtie și să o prezinți cuiva important în lumea asta, nu poți să-i dai foaia aceea de hârtie capsată cu capse de fier. Ce-i în capul tău? Se duce toată afacerea de râpă. Desigur că trebuie să duci cu foaia capsată cu capse de aur la 150 de euro capsa. Adevărata bogăție stă în detalii, în finețuri. Cum poți să-i arăți cuiva cât de putre de bogat ești tu dacă nu-i capsezi hârtia cu capse de aur? Și acele capse, desigur, dacă se întâmplă să le ții pe birou, în biroul tău enorm, trebuie să stea într-o cutie de catifea, nu așa? Și în același birou trebuie neapărat să ai întrerupătoare de curent de aur la 200 de euro bucata. Nu se poate altfel, deci trebuie să înțelegi că este singura variantă. Acest întrerupător nu este doar de aur, ci este și fără fire, este wireless și poate să fie pus oriunde ai nevoie în casă. Recomandarea este să cumperi cât mai multe și să le pui în locuri cât mai la îndemâna ta. Nu cumva să te duci mai departe de un jumătate de metru și să stingi becul. Mai departe, atunci când faci sport, desigur, crosele de golf sunt exorbitant de scumpe, însă și la tenis poți să-ți arăți bogăția. Nu la palete sau la mingi, ci chiar la cutia în care ții mingile. Poți să cumperi cutie de ținut mingi de la Tiffany la 1200 de euro cutia. Pentru că trebuie să fii sincer, tu când mergi la tenis, mergi să te întâlnești cu alți bogătași care stai de povești și nu poți să arăți ca ultimul chitros de pe lume cu cutie, eu știu, de plastic sau de aluminiu de mingi. Te faci de rușine. Așa că dacă vrei să impresionezi, impresionează
până la capă. Și dacă mergi cu câinele pe afară și vrei să arunci un frisbee, de asemenea că trebuie să fie un frisbee la 250 de euro, nu la 15 lei. Aceste discuri frisbee de lux, făcute de Geoffrey Parker, sunt acoperite cu piele și cam atât. Vezi să nu-l arunci prea departe pentru că arunci bani. Tot în lumea sportului, dacă ești mai tânăr și vrei să te dai cu skateboardul sau la vârstă mijlocie te-ai apucat de vlogging și vrei să ai un skateboard pe mărimea buzunarului tău, îți recomand skateboardul de la Louis Vuitton, la un preț de doar 7500 de euro, special pentru tine, ofertă limitată. Cu siguranță scopul acestui skateboard nu este de a fi folosit în realitate, dar sigur e vreun bogătan pe acolo care l-a rupt din prima zi. Pe următorul loc avem un cuțit de 30.000 de euro, cuțitul Nesmuk, care este încrustat cu diamante, evident, și se pare că pe lângă faptul că este cel mai scump cuțit din lume, este din fericire măcar și cel mai ascuțit cuțit din lume. Acesta vine și cu un inel de purtat pe mână care se potrivește cu el. Mânerul este făcut din fibră de carbon, oțel, argint și are 8 diamante. Mai departe, la doar 200 de euro și o ți se pare ieftin, avem un obiect din fibră de carbon pe care îl vei folosi în fiecare zi, îl vei considera indispensabil, este colacul vasului de la toaletă. Există și colac de la toaletă făcut din aur de 24 de carate, dar este mult mai practic acesta pentru că este mai ușor, mai rezistent, nu este la fel de rece și cu siguranță va rezista mai mult în timp. Aurul se mișcă, este moale și dacă doar să-l sufli cu aer, ce ai făcut, te faci de rușine, așa că mai bine din fibră de carbon. În general, se recomandă să faci din aur lucrurile mai mici, cum ar fi această baghetă magică, pe care nu o voi numi, care costă doar 280 de dolari și este făcută din aur de 24 de carate. Bine, nu e făcută în totalitate, pentru că sunt piese care se mișcă și vibrează în interior. Suprafața este acoperită cu aur de 24 de carate. Este rezistentă la apă, rezistentă la transpirație, silențioasă, se poate lua în piscină, oriunde, foarte practică. Cred că preferatul meu este jocul Monopoly din aur, argint și piele. Acesta costă doar 7.000 de euro și te provoc să-l găsești și cred că este cel mai bun joc de Monopoly din lume, pentru că dacă ți-l arată cineva și vrea să te invite să te joci cu el, el din start a pierdut, pentru că de acei bani își cumpărau, eu știu, o casă, teren, o vilă undeva în Africa. Deci nu e un afacerist foarte bun, sigur îl bați. Am ajuns la un obiect folosit zilnic în casă, de recomandat, de 17.000 de dolari, iar acel obiect poartă numele de aspirator. Dacă aspiratoarele acelea super scumpe, wireless, nu sunt stilul tău, sunt prea țipătoare, nu transpiră clasă și bogăție, e posibil că acest aspirator cu 3700 de cristale Swarovski, numit Crystal Ergoripado, să fie pe gustul tău. Este cel mai scump obiect folosit în curățenie în casă și în acești bani, probabil, ți-ai putea construi o căsuță mică până și în România. Și ai mai avea și niște bani de buzunar, în funcție de cât de departe vrei să te întinzi. Și avea bani și să-ți cumperi un aspirator pentru acea căsuță, un aspirator normal, desigur. Dar pentru că nu suntem într-o lume normală, avem o tastatură de 500 de euro, Gokukawa Leather Keyboard, care, desigur, e din piele. Cine a mai auzit de tastatură din plastic? Scuză-mă, eu sunt elevat. Sunt obligat să folosesc tastatura și tehnologia murdară din ziua de astăzi, fără piele, fără fildeș. Și pe lângă calculatorul de 10.000 de euro, fotoliul de 7.000, covorul de 12.000. Bă, cât de sărac să fii, să nu îți permiți o tastatură de 500 de euro pe biroul tău de câteva mii, probabil. De-aia e țara unde e în ziua de azi. Însă dacă ești bogat și vrei să ieși pe stradă ca oricare alt om normal sau să îmbrățișezi stilul de stradă de îmbrăcăminte, dar nu vrei să-ți rănești ego-ul, îți recomand o bluză cu glugă la 9.000 de euro, încrustată cu diamante. Este produsă de firma Conquest, are 4.000 de cristale Swarovski și un fermoar cu un diamant de 3 carate. De asemenea, este pictată de mână de designer și poți să comanzi ce design vrei tu pe aceasta. Mai masculin, mai feminin, cadavre, cranii, cum vrei tu, cu ponei, călărini, dragonii, orice îți trece prin cap, doar la prețul de 9.000 de euro. Și cu acestea merg foarte bine o pereche de căști în ureche la doar 4.500 de euro, făcute din diamante și aur, care se potrivesc cu toate iPhone-urile acelea de 1.500 de euro care vin așa din fabrică, pe care mai poți să adaugi desigur aur și diamante. Nu glumesc, la mine pe stradă există un afiș pe stradă, în București, a unei companii care îți pune aur și diamante pe telefon. Aceste căști au aur de 18 carate, au 120 de diamante de calitate înaltă și în ciuda faptului că sunt mult mai grele, se spune că sunt la fel de bune ca și calitate audio și de confortabile ca și cele ieftine la 50 de lei. Tot în tărâmul hainelor avem o pereche de blugi de 550 de euro care sunt atât de scumpi pentru că strălucesc, sunt metalici radioactivi cumva, sunt cusuți exact la fel ca oricare altă pereche, au nasturile la fel, dar
atrag mult mai multă atenție. Și dacă vrei să fii atent la detalii, poți să-ți cumperi și o lupă făcută cu cristale Ergo Swarovski. Cu siguranță folosești acea lupă atunci când te uiți la lănțișoare și inele cu diamante sau pur și simplu la diamante și nu vrei să te simți prost ținând o lupă ieftină din plastic în mână. Îți oferă zoom de 4 ori și nu se știe exact prețul, dar estimarea este undeva la 3000 de euro. Iar la final avem câteva obiecte pentru oamenii care ies din casă în natură. Avem un cârlig de pescuit de $1,000,000, exact. Cârligul cântărește 1 kg, cu siguranță n-ar putea, dar mai contează. Are diamante, rubine și majoritatea greutății este ocupată de platină și fiind atât de greu, cu siguranță nu o să prindă niciun pește niciodată. Și ultimul, cel mai inutil, cel mai ridicol, cel mai stupid lucru, care poate să coste mult prea mult și să fie total inutil, ba chiar mai rău decât dacă n-ar fi, costă 45.000 de euro și este o umbrelă din piele de crocodil. Bun, Alex, de ce ai exagerat atât spunând că este inutilă? Răspunsul lui Alex. Dacă aș ținut vreodată piele reală în mână, mai ales piele de crocodil, așa cum am ținut eu pentru că am un tovarăș care face încălțăminte și haine din crocodil, o să aflați că acea piele este foarte, foarte, foarte grea. Și încă un lucru pe care nu știi despre hainele din piele, în timp ce resping apa, sunt bune la dat apa la o parte, nu e cea mai bună idee să te bălăcești cu pantofii de piele în apă sau să-ți lași hainele de piele să fie ploate. Crocodilul, da, stă în apă, însă aceasta este piele moartă, nu mai e vie. Și dacă o lași să fie ploată, se îmbibă cu apă și devine deja mai grea decât era. Estimarea mea cu privire la această umbrelă, dacă este o umbrelă normală, este undeva la 15 kg. Mai adaugă și apa și care o umbrelă de 20 de kg asupra capului. Plus metalul acela care trebuie să fie greu ca să susțină toată umbrela. Dar ce tot vorbesc? Da. Vezi cum gândește omul sărac, mă? Cum să ții tu umbrela? Normal că-ți ține altcineva umbrela. Hai că e ok, 45.000 de euro pentru o umbrelă pe care nu o poți ține în ploaie, pentru că normal că nu ieși tu în ploaie. Cum să ieși în ploaie? În ce condiții ieși tu în ploaie? Este doar când ieși din Rolls-Royce pe holurile hotelului de 10 miliarde de dolari pe noapte să vadă plebea că tu ai umbrela de 45.000 de euro. Normal. Și asta a fost tot pentru azi. Spuneți-mi care credeți că sunt cele mai ridicol de scumpe lucruri din ce am menționat aici. Dacă știți și voi altele, spuneți-mi care este cel mai scump lucru pe care l-aveți voi. Pot să fie incluse și casele, pentru că am vorbit aici de lucruri echivalent de scumpe. Cu siguranță bogăția nu este împărțită cum trebuie în lume și multe probleme s-ar rezolva cu aceste lucruri scumpe, dar degeaba scumpe. Însă este doar un clip amuzant despre lucruri ciudate care n-ar trebui să fie atât de scumpe și multe dintre ele sunt atât de scumpe doar pentru a atrage atenția asupra brandului, așa cum se întâmplă și la telefoane. De exemplu, a ieșit Oppo Find X acum câteva săptămâni la un preț de aproape $2,000 și acela evident este doar reclama asupra brandului. Cred că am mai vorbit despre asta. Ideea e să vinzi lucruri mai ieftine, nu vaze, nu opritoare de ușă la 3000 de euro sau catere la 400 de lei și să-i atragi pe oameni sau să-ți faci reclamă cu lucrurile acestea atât de ridicole, cum am făcut eu. Le-am făcut reclamă gratis tuturora pentru că au avut lucruri ciudate, produse ciudate. Ai intrat pe site să vezi unde e lucrul ăla, cum arată și stai că avem și lucruri ieftine, vezi? Așa funcționează reclama. Gata, vă las. Eu sunt Alex Cosma și sper să fiu multă vreme, iar până data viitoare, atenție, cad mere.